Străveche zonă, țară sau ținut liber, cărmuindu-se singură, urmând până în zorile evului mediu, această parte minunată de ținut românesc a fost dintotdeauna o zonă prielnică vieții omenești, aflată pe un drum de mare importanță, cel dintre Valea Jiului și mai departe spre Oltenia și cel spre Banat. Un loc într-o confluență de istorie, nu departe de capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetuza, și de cetățile și bisericile ridicate de cnezii timpului. Miez al unei feudalități timpurii, satele comunei Pui au o existență de peste o jumătate de mileniu, fiind plasate într-un cadru natural splendid între două masive muntoase, Șureanu și Retezat, și două parcuri naturale, continuând o dezvoltare pe noi coordonate. Un colț de rai, de un pitoresc neasemuit, a cărui imagine vă prezentăm în secvențele următoare. Comuna Pui, 490 de ani, ia aproape o jumătate de mileniu de existență. Un târg de țară aflat între Retezat și munții Șureanu, între Valea Jiului și Țara Hațegului. De fapt, Puiul este una din importantele localități din Țara Hațegului, adunând în jurul său numai puțin de 12 sate. Vă propunem pentru minutele următoare o incursiune într-un film documentar în care vom vedea cum se măcina grâul și porumbul în urmă cu 100 de ani. Vom vedea câteva lăcașe de cult fascinante, foarte vechi, vom vedea case, conace, dar și peisaje inedite. Acum, iată, la aproape o jumătate de mileniu, 5 secole, de la înființarea Comunei Pui, ea își păstrează în continuare tradițiile, obiceiurile, dar și locurile frumoase lăsate încă din vechime. Cele peste 22.000 de hectare ale Comunei Pui, ce înglobează 12 sate cu peste 5.000 de locuitori, sunt amplasate pe un relief variat, reprezentat de zona de lungi din partea centrală a comunei, altitudinile urcând spre zona sudică, în munții Retezat, sau spre zona nordică, cu altitudini mijlocii, în munții Șureanu. Astfel se poate vorbi despre o bogată rețea hidrografică, principalul curs de apă fiind râul Strei spre direcția sud-vest-nord-vest. Străiul adună toate apele curgătoare din zonă, văile fiind în majoritate înguste și adânci. Râul Bărbat, Părâul Izvorul, Părâul Ponor, Valea Rușor, Valea Șerel. Pădurile de fag, gorun, carpen, stejar, pășunile sau molidul și bradul, în zonele mai înalte, sunt speciile de vegetație ce înnobilează peisajul. În ceea ce privește reperele istorice, dincolo de cele aproape 6 secole de existență, Comuna Pui și satele componente au marcat o viață încă din neolitic, trecând prin perioada dacică sau romană, dovezile fiind descoperite din acele timpuri imemoriale în mai toate satele. Cultura bronzului, fragmente dacice sau romane, construcții civile, fortificații militare sunt bine reprezentate pe un areal foarte larg. Mențiunile și documentele vremii despre arealul actual al Comunei Pui pornesc undeva de prin secolele 13-14, centrul administrativ Pui, având ca atestare documentară anul 1426 ca fiind un domeniu al familiei franceze Pui. Perioada evului mediu a lăsat puternice amprente în zona Comunei Pui, existând numeroase frământări sociale în perioada lui Iancu de Hunedoara până la răscoala lui Horia Cloșca și Crișan sau primul război mondial. Thank you.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea Pui era reședință de plasă cu judecătorie, oficiu de taxe și impozite, apărând o serie de clădiri și edificii importante. Biserica romano-catolică, castelul și domeniul familiei Nalații, demolat în anul 2016, iar produsele gaterului de la Pui ajungeau ca lemn de mină în Valea Jiului sau pe Piața Maghiară. Călătorul care sosește în arealul comunei Pui va fi încântat de o serie de elemente de mare interes. Poziția geografică, extrem de avantajoasă a comunei, este marcată de cele două parcuri naționale cu numeroase arii protejate, peșteri cu valoare științifică și turistică, zone de peisaje extrem de pitorești, precum și o zonă etnografică. Există câteva repere de interes cultural și turistic în satele din comuna Pui. Un drum comunal, bine întreținut, drumul comunal 72, ne poartă din drumul național 66, ce trece prin centrul comunei de reședință, până în satul Șerel, un sat cu o largă panoramă spre Valea Străiului, cu gospodării frumoase și îngrijite. Aici găsim un vechi monument ridicat în memoria fiilor satului care au pierit în cele două războaie mondiale, iar undeva la capăt de sat, un utilaj secular. E vorba despre moara lui Victor cu o dublă funcționalitate, aceea de a face făina de grâu sau porumb prin vechile metode de lucru de acum aproape un veac, precum și voioaga, acea rustică instalație ce poate fi numită străbunica mașinii de spălat. Două utilaje pe cât de ingenioase, pe atât de spectaculoase, în perfectă stare de funcționare. Și azi. Pe lângă moara de măcinat funcționează voioaga, instalația tehnică de îngroșat și spălat picoițele, acele pături groase de lână specifice așezărilor rurale. În voioagă, picoițele sunt învârtite prin mișcarea apei de jos în sus, adusă din iaz. Este o instalație tehnică ce merită a fi protejată, fiind una uluitoare prin vechimea, simplitatea și ingeniozitatea sa. Mai spre nord, în satul Băiești, se mai vede și se poate circula pe vechiul drum național din anii 50-60, cu vechiul pod rutier, un sat cu case frumoase, aici putând fi admirat un stejar secular, acesta fiind socotit unul dintre cei mai bătrâni arbori din țara Hațegului. Thank you.
În satul Galați poate fi admirată o clădire de mare valoare arhitecturală, un fost conac construit la începutul veacului trecut. O mare bogăție spirituală a satelor comunei Pui o reprezintă numeroasele lăcașe de cult, unele cu valoare de patrimoniu. Astfel, satul Ponor, fostă reședință cnezială a familiei românești Ponori, adăpostește un frumos edificiu din secolul al XVIII-lea, biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, încadrată pe lista monumentelor istorice, edificiul datând de la 1769, o amplă restaurare având loc în anul 1883, datorită căreia lăcașul s-a păstrat până în zilele noastre, ultima reparație de amploare având loc în anul 1991. În apropierea sa, în vara anului 2013, s-a pus piatra de temelie pentru construirea Bisericii Ortodoxe cu hramul Adormirea Maicii Domnului, aceasta fiind sfințită în anul 2016. Deși veacurile tulburi din Evul Mediu ar fi înclinat balanța și spre alte credințe, statornicia în credința ortodoxilor a prezentat un important scut în calea impunerii unor percepte de altă natură ecleziastică. Fiecare sat a reușit să aibă măcar o biserică de rit ortodox. Cu existență documentară de la 1391, satul Râu Bărbat deține o veche ctitorie de cult din perioada secolelor 16-17, biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, menționată pe harta transilvaniană Silvaniei din anii 1769-1773, actualul turn clopotniță datând din anul 1866. Ample lucrări au avut loc în perioada 2008-2010, pe 20 noiembrie 2010 având loc resfințirea bisericii. Pe valea superioară a râului Bărbat, la poale de retezat, se află satul Hobița, cu datare documentară de la 1411. Aici se află Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ce a împlinit în anul 2016 140 de ani de la înălțarea sa, în timpul preotului Ștefan Sora, o biserică având un turn înalt amplasat deasupra intrării spre apus. Uricul, cel mai sudic sat al comunei Pui, are o biserică ortodoxă cu hramul Înălțarea Domnului, construită în 1861 pe nucleul originar al unei vechi biserici de lemn ce datează de la 1764. Pe partea stângă a râului Ohaba, în satul Ohaba Ponor, găsim biserica având hramul Duminica Tuturor Sfinților, ridicată la 1846, o biserică târnosită în anul 2013. Biserica din satul Galați a fost înălțată în perioada 1760-1765, turnul său în stil baroc fiind adăugat în anul 1852, ea având hramul Buna Vestire. În anul 2009, biserica a fost împodobită iconografic de către pictorul Petru Curtean, ea fiind sfințită în anul 2013. Tot la Galați, pe locul numit Gura Luncii, se află Biserica Ortodoxă cu hramul Înălțarea Domnului, construită în perioada 1910-1912. Și în partea vestică a comunei Pui, în satul Băiești, se află două biserici vechi, cea cu hramul Duminica Tuturor Sfinților, construită în mai multe etape, începând cu anul 1701, și biserica având hramul Adormirea Maicii Domnului, zidită la 1730, o biserică având un foișor deschis din lemn și fleșa piramidală zveltă acoperită cu tablă. Toate aceste lăcașe de cult ortodox din satele comunei Pui stau ca mărturie a unei credințe statornice neîntrerupte a locuitorilor pe aceste meleaguri.
Satul propriu-zis Pui, așezat pe vechea cale de legătură dintre Comitatul Hunedoara și Țara Românească, pe la Merișor și Pasul Vâlcan, este atestat documentar de la 1426. În arealul localității găsim o serie de urme a unor timpuri îndepărtate, începând cu materiale arheologice găsite în peșterile din zonă, păstrând aici cele mai vechi urme ale existenței umane. Perioada Evului Mediu a lăsat puternice amprente în istoria zonei comunei Pui, aici existând focare de rezistență a țăranilor români care s-au împotrivit de multe ori stăpânirilor care au trecut pe aici. Cei de la Pui au fost și la Marea Unire de la 1918, au luptat în cele două războaie mondiale, au trecut prin comunism. Actuala comună Pui a fost un important centru administrativ în zona țării Hasegului, având titlul, așa cum am mai menționat și la început, de plasă, cu putere de coordonare în mai multe comunități din zonă. Satele s-au consolidat în nuclee puternice la sfârșitul secolului al XIX-lea, Puiul fiind reședința de plasă cu toate puterile administrative. În primele decenii ale veacului 20, alături de activitățile agricole, s-a dezvoltat și o mică industrie, precum și apariția unor clădiri cochete ce vor constitui centrul comunei. În anii 40, la Râul Bărbat funcționa o baie populară și un atelier de tâmplărie, rotărie și saboți, iar la Pui se găsea un gater de lemne. Ceea ce acum este declarat centru istoric al comunei Pui se compunea de o parte și de alta drumului din câteva clădiri reprezentative cu o splendidă arhitectonică, precum Castelul Nalații, Biserica Romano-Catolică și clădiri solide, într-una dintre ele funcționând mai mulți ani și un spital. Și în comuna Pui găsim o biserică ortodoxă, databilă din secolele 15-16, evident ce a suferit mai multe intervenții restauratoare, ultima sfințire având loc în anul 2013. Gara din Pui mai păstrează ceva din parfumul începutului de secolul 20, când pe aici treceau zeci de trenuri trase de locomotive cu aburi pe calea ferată dinspre Haseg spre Valea Jiului, ea existând încă din anul 1870. Comuna Pui este și un loc ce își păstrează tradiția în ceea ce privește organizarea unor târguri comerciale de mare învergură în zona țării Hasegului, ele adunând de fiecare dată când au loc zeci și sute de meșteșugari cu produse tradiționale, acest târg fiind o expresie a creației populare și o formă de păstrare a spiritului național.
Așadar, o serie de elemente legate de comunitate, de viața spirituală și sacrificiile de-a lungul istoriei făcute de localnici dau, acum în anul 490 al existenței Comunei Pui, o dimensiune având conotații profunde în spațiul geografic românesc.